Element 1 susține că alocațiile vor fi mărite de la 1 ianuarie 2022 cu 20% și nu cu rata inflației, cum se vehiculează. Corectura se va face prin ordonanță de urgență, spune vicepremierul. Discuția a fost să mărim alocațiile pentru copii începând de anul viitor, 1 ianuarie, cu 20%. Acest lucru se va întâmpla și mai mult ca sigur că vom interveni cu ordonanță de urgență. E nevoie de această ordonanță de urgență. S-a întâmplat ceva pe parcursul procedurilor parlamentare. Eu nu vreau să explic, nu vreau să descoper unde și ce s-a întâmplat, fiindcă astăzi, într-adevăr, forma finală votată de cameră, forma care a venit de la Senat, nu este foarte exactă. Se poate interpreta și așa și așa. Nu vreau să interpretez eu ce s-a întâmplat. Se poate interpreta că vor crește doar până cu rata inflației deocamdată. Trebuie, unii versus spun că, angajamentul dumneavoastră al coaliției, unii că o să crească că doar cu inflația, alții spun că se va mări și cu 20%. Vicepremierul Hunor a reafirmat că toți membrii coaliției au luat decizia în unanimitate. Punctul nostru de vedere, fiindcă am discutat și cu premierul Florin Câțu și cu colegul Dan Barna, și probabil că vom corecta în 2 săptămâni printr-o ordonanță de urgență. În 2 săptămâni înseamnă că săptămâna viitoare, dar sunt 2 ședințe de guvern, mâine și săptămâna viitoare trebuie să tranșăm, că nu poate să rămână așa. Decizia a fost 20% începând de 1 ianuarie 2022. Seară după coaliție, fiindcă asta a fost ultima întrebare legată de acest subiect în coaliție a fost, deci rămâne în varianta în care noi am discutat, 20% de la 1 ianuarie, da. Și astăzi când am văzut ce a ieșit, toată lumea a interpretat diferit. Scuze pentru această încurcătură, vom corecta, asta este obligația noastră.